Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Ne puteți vedea în fiecare joi, între orele 21:30-23 și în reluare miercurea la prânz, începând cu ora 11. Invitații mei în această seară sunt protosinghelul Teoctist Moldovanu, starețul mănăstirii Plăviceni, bine ați venit preacuvioșia voastră, și un tânăr patriot din Iași, da, din Iași, Gabriel Apreutesei, luptător MMA. De kickboxing și mai nou de MMA, adică da, bătăile acelea în cușcă, dacă ați văzut la televizor. O să vă întrebați ce au comun acești doi invitați. O să vă explic mai târziu, dar înainte de asta o să dau cuvântul invitatului nostru permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Constatăm mai înainte de toate că românii nu sunt nicăieri coloniști, venituri, oamenii nimărui, ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populație nemaipomenit de veche, mai veche decât toți conlocuitorii lor. Căci dacă astăzi se mai vește câte un neamț singular care caută să ne aducă de peste Dunăre, nu mai întrebăm ce zice un asemenea om, ci ce voiește el. Nici mai este astăzi chestiunea originei noastre, abstrăgând de la împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nicio importanță. Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent. Suntem români și punctum. Nimeni n-are să ne învețe ce am fost sau ce am trebuit să fim. Voim să fim ceea ce suntem, români. A mai discuta asupra acestui punct sau a crede că frica de ruși ne-ar ademeni să ne facem nenți sau viceversa, sau cum cred ungurii, că de frica acestor doi ne-am putea găsi flatați să ne contopim cu nația maghiară, toate acestea sunt iluzii de școală. Limba și naționalitatea românească vor pieri deodată cu românul material, cu stingerea prin moarte și fără urmași a noastră, nu prin deznaționalizare și renegațiune. A persecuta naționalitatea noastră nu însemnează însă o stinge, ci numai a ne vexa și a ne învenina împotriva persecutorilor. Și apoi, ni se pare că niciun neam de pe fața pământului nu are mai mult drept să ceară respectarea sa decât tocmai românul, pentru că nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. Singure țările românești sunt acelea în care din vremi străvechi fiecare au avut voie să se închine la orice Dumnezeu, au vroit și să vorbească ce limbă i-au plăcut. Nu se va găsi o țară în care să nu se fi încercat de a face prozeliți din conlocuitorii de altă lege ori de altă limbă. Hugenoții în Franța, maurii în Spania, polonii față cu rutenii, ungurii cu românii, toți au încercat a câștiga pentru cercul lor de idei populațiile conlocuitoare și aceasta prin presiune cu deasila. Românul privește cu un stoicism neschimbat Biserica Catolică, atât de veche în Moldova, și nu i-a venit în minte să silească pe catolici de a deveni orientali. Lipovenii fug din Rusia și trăiesc nesupărați în cultul lor pe pământul românesc. Apoi armenii, calvinii, protestanții, evreii, toți sunt față și pot spune dacă guvernele românești au oprit vreo biserică sau vreo școală armenească, protestantă sau evreiască. Niciuna. Curierul de Iași, noiembrie 1876. O să-i rog pe invitații mei să comenteze acest text care are peste 140 de ani. Părinte Stareț? Da, da. Într-adevăr, Eminescu este modelul nostru de patriot, am putea spune. Și omul care, deși lumea este supusă greșelilor, el parcă nu prea a greșit în ceea ce a spus despre istoria neamului nostru românesc. Într-adevăr, pe teritoriul nostru trăiesc atâtea confesiuni și care se înțeleg totuși între ele. Se tolerează datorită prorii lui Dumnezeu.
Dar dacă suntem atenți la fiecare dintre ele, că toți au patriotismul lor aparte, lipovenii, deși sunt pe pământ românesc, țin cu România, deși se trag din poporul slav, maghiarii care sunt în România sunt destul de patrioți, romii care sunt în România sunt cei mai patrioți, iar noi românii care trăim pe aceste meleaguri parcă nu suntem chiar atât de patrioți. Decât atunci când luăm steagul în mână și ieșim și noi pe stradă și strigăm trezește-te românii sau deșteaptă-te românii sau cum este inima. Sau trezește-te Gheorghe, trezește-te Ioane, da. Pentru că noi românii parcă una spunem și alta facem. Ar trebui să luăm de la popoarele cele care conviețuiesc cu noi împreună modelul lor de viață. Să, așa cum spunea Eminescu, a fi patriot înseamnă a te jertfi. Înseamnă a te dărui cu totul acestei țări și acestui neam. Pentru că la toți, dacă te uităm, vedem că niciunul nu și-a precupecit sângele, viața. Așa că noi, care îl venerăm pe Eminescu mai tot timpul și-l apreciem pentru ceea ce a făcut pentru neamul românesc, suntem vrednici să-i urmăm spusele și să nu ne lăsăm călcați de nimeni în picioare, să nu încercăm să facem din țara aceasta un lucru mai de nevoie a fiecare dintre noi. Adică fiecare să-și facă după cum îl duce singur capul lui. Pentru că în felul acesta putem greși. Domnule Gabriela Preotese. Da, eu bag de seamă în primul rând în învățăturile marelui genului lui marelui patriot Eminescu. Am învățat de asemenea că nația română nu poate fi cotropită de niciun popor în lumea asta, oricât de mare ar fi acest imperiu. Acest popor pașnic, cu o inimă deosebită și cu un suflet extrem de mare, singurul dușman al românului este însuși românul. Prin ignoranța și ura aia a românului față de fratele lui român, o ură nemotivată. Asta este singura problemă și cea mai mare care ne poate duce la dispariție. În rest, noi dacă ne-am iubit și ne-am respecta, învăț din spusele marelui geniu Eminescu, nimeni nu poate trece peste noi niciodată. Asta este esența care o trag în concluzie eu. Și vreau să completez ceea ce a spus părintele. Într-adevăr, a fi patriot înseamnă a-ți iubi neamul, a-ți iubi țara, credința, la fel de mult, în primul rând, credința în Dumnezeu. Cu aceste valori, nimeni nu ne poate cotropi niciodată. Ca să fii român, trebuie să poți. Este și deviza noastră. Cuvintele aparțin lui Grigore Vieru. Sper ca emisiunea să se ridice la nivelul acestei devize cu valoare de angajament. Apropo de ce am spus înainte, Părinte Stareț, apropo de cuvintele lui Eminescu, toate bisericile au avut loc în această țară fără ca cineva să le persecute, să le interzică, să le persecute sau să exercite presiune asupra lor. Și dau un exemplu concret. Vineri 16 octombrie a avut loc redeschiderea secției de chirurgie a Spitalului CF2. A fost o reutilare și o modernizare din resurse proprii. Secția arată acum la cel mai înalt nivel european, este probabil una dintre cele mai moderne secții de chirurgie din România. Ceea ce este interesant la acest eveniment, că au slujit doi preoți. Părintele Augustin Cadar, de la Arhiepiscopia Romano-Catolică din București, și Părintele Stareț Teoctist Moldovanu, de la Plăviceni. Mănăstirea Plăviceni din județul Teleorman. Paranteze, mănăstirea la care s-au descoperit în 2010 osemintele lui Mihai Viteazu. Iată un exemplu concret. Iată un exemplu concret care confirmă până la urmă spusele lui Eminescu. Și acum aș vrea să explic ce au comun invitații mei. Au într-adevăr câteva dimensiuni majore comune. Patriotismul, curajul și calitatea de luptători. Gabriel
a preotesei este un fost boxer, actualmente luptător kickboxing și, așa cum am spus, mai nou, luptător MMA, iar părintele Stareț a fost în tinerețe vicecampion la box de 2 ori. Această experiență i-a prins bine în tinerețe și prinde bine și acum, pentru că e obligat să trăiască tot timpul un context de luptă, pentru că nu este greu să restaurezi un monument. Există atâția dușmani din toate părțile încât îți trebuie o fire de luptător. Părintele Stareț e un fel de Popa Stoica, așa îmi place mie să-l asociez cu numele lui Popa Stoica, marele comandant, până la urmă, al lui Mihai Viteazu. Amândoi se descurcă prin forțe proprii, părintele Teoctist pentru a desăvârși restaurarea mănăstirii, Gabriel a preotesei pentru a susține în țară și în străinătate antrenamentele și participarea la competiții. Apropo, domnule a preotesei, cum vă descurcați? Aveți un sponsor? Aveți un... Nu, din păcate nu am niciun sponsor. Sunt în discuții cu cineva acum. Chiar azi m-am întâlnit cu persoana respectivă înainte de a veni la dumneavoastră. Dar mă descurc prin forții proprii. Partea mai dureroasă este că, în general, trebuie să merg în afară să le fac interesele la alții din punct de vedere a sparingurilor. Merg la sparinguri organizate, pe, bineînțeles, pe bani, pentru a putea să-mi rotunjesc veniturile. Să zicem că aduce o bucată de pâine mai mare în casă decât îmi permite sistemul din țară. Am luptat la box amator, dar mai mult am luptat la box amator în Italia, că am stat aproximativ 14 ani. Și în timp ce lucram, mergeam la lucru și îmi făceam antrenamentele necesare. După care am luptat o perioadă în kickboxing și mai nou acum m-am îndrăgostit de luptele în cușcă. Am trecut de câteva luni și cred că cu ajutorul Dumnezeu îmi voi găsi și un sponsor, dacă va fi să fie. Se zice că sunt foarte bănoase luptele astea. Eu deocamdată din sport în general, ceea ce îmi câștig financiar, ce mi-au din afară, că în țară mai mult pun din buzunar decât să... Unde? Aici în țară sau afară? Aici în țară. Adică aici în țară deocamdată nu mi-am găsit un sponsor, deci dacă merg la o competiție, merg de propria plăcere. Da. În străinătate merg pentru chiar am fost acum câteva zile în urmă, am venit din Italia, de la un sparing întâmplător trebuia. Ce să... Ce e sparing? Un sparing trebuia să... Poate știu, o parte dintre... Deci un meci, a fost un meci la niveluri mai restrânse, ca să zic așa, trebuia să fac palmaresul cuiva. De fapt am fost sunat și au zis că să pierd meciul. Chiar m-am dus cu gândul să pierd meciul ca să pot să-mi iau banii respectivi. M-am enervat în repriza a patra, că a început să lovească cam tare și am zis, dacă și așa pierd, ce rost mai are să bată ăsta ca taurul cu mine? În repriza a cincea m-a pișcat puțin mai tare și n-am vrut, m-am enervat din cauza furiei. Nu știu cum l-am făcut dintr-o dreaptă, l-am făcut knockout și o zis că nu mă mai invită niciodată. Mi-am luat banii, dar în Italia la managerul respectiv nu mă mai cheamă să... Deci așa observ. Sunt aranjate... E cam politică, se poate. E cam politică, aranjate. Da. Probabil politicienii au învățat de la unii manageri. Acum trebuie să merg la sfârșitul lunii în Germania. În Germania trebuie să boxez la 80 de kilograme, nici de cum nu este categoria mea. Eu trebuie să fac 70, prin excepție 75 la box profesionist. Și ce faceți? Păi mă duc să mă bat, când trebuie bani pentru a-mi întreține familiare. Nu aveți și o altă sursă de venit? Lucrez ca bodyguard pe un casino, dar salariul este destul de consistent, încă visez să pot să-mi fac o carieră din asta, pentru că pot. Și pot demonstra oricând, dar munca cu antrenamentele nu prea fac casă bună. E foarte mult. Am înțeles, dar nu v-ați gândit să vă faceți antrenament? Apropo, câți ani aveți? 37. Mulți înainte. Mulțumesc. 37. Arătați mult mai tânăr. Nu v-ați gândit să vă faceți antrenor? Sau... Ba da, dar încă visez la asta, dar încă sunt convins că nu este momentul, pentru că cu cine am vorbit, cu profesioniști, i-am zis că măcar 3-4 ani să stau în circuit la nivelul cel mai înalt vreau să lupt și mi-a zis că aș zice 4-5 ani, Gabriel, pentru că fizicul mă ajută, nu știu. Într-adevăr am ajuns la concluzia că vârsta este cea care o simți, nu cea care o ai. Și am sportivi, sunt oricum în MMA, sunt sportivi care au luat la 47 de ani, au luat titluri și așa mai departe, deci nu fac nicio problemă. Părinte Stareț,
sportul ăsta nu este incompatibil cu credința și patriotismul? Noi știm din popor, dumneavoastră... înainte de a ajunge la Dumnezeu, știm din popor că unde este înțelege, nici Dumnezeu nu se bagă. Așa că sportul zis, este, unde, este... Unde există... Înțelegere. Înțelegere. Nici Dumnezeu nu se bagă. Așa, și unde nu e... Vrăjmașul se bagă cu unul în înțelegere, ca să facă zizanii. Așa că sportul este o disciplină, este o ramură sportivă, este o întrecere. Nu poate să fie un lucru rău. Eu mă gândesc, părinte, că eu gândesc așa, că dacă mie Dumnezeu mi ajută în general în viață, cel puțin din ramura sportivă, am zis că vreau să pot să ajung și eu la rândul meu pe cei mai slabi ca mine. Adică aș dona noi cel puțin 10% din bursa mea de sportiv pe toată perioada vieții. Noi știm că sportivii sunt oameni cu suflet mare, cu suflet bun în primul rând, oameni educați, oameni cu rațiune, oameni cu discernământ, cu multe calități. Că sportivul nu poate să fie dacă nu folosește și capul și brațele și toate membrele trupului. Evident, și, bune. Și cu credința cum e, nu, nu e niciun dram de incompatibilitate între, să știți, domnul... între caracterul acestui sport. Apropo de bagă sabia în teacă, Pavele, că cine ridică sabia de sabie va da, pieri. Dar vedeți, acolo vin, se întâlnesc doar cei care vor să lupte. Eu... Nu vin oameni nevinovați, vin oameni care așa doresc. Eu în realitate nu mi-am murit niciodată adversarul, chiar cel mai bun prieten poate să fie după meciul respectiv. Deci eu... Și ca drept dovadă, după ce se termină meciul, se îmbrățișează și se pupă și își strâng mâna. Sunt cei așa, mai nobili. Așa, unii nu strâng mâna, dar așa ar trebui să fie. Stimați-le spectatori, unul dintre motivele care m-au determinat să-l invit pe domnul Gabriel la Preotese aici este faptul că a postat pe YouTube un fel de film, adică s-a înregistrat într-o mașină și a dat drumul la mesaj pe internet. În câteva zile a acumulat peste 140.000 de vizualizări. Aș vrea, domnul Preotese, ce v-a venit cu filmulețul ăsta? Cât mai scurt, că o să intrăm în... Cu acest filmuleț, cred că mi-am expus oful care vrea să le expună fiecare român, care este sătul de ceea ce îi se întâmplă. De ceea ce îi se întâmplă, da. Deci toți o ducem foarte greu și ceilalți care sunt în fruntea țării nu vor să cunoască adevăratele probleme a românului de rând. Sunt foarte răzvrătit pentru că ni se îndreptățește cetățeanul de rând. Deci eu pentru omul de rând sunt asemenea ca pentru mine mă implic. Deci vreau ca să putem să trezesc omenirea, așa cum spune și dumneavoastră la emisiune Trezește Gheorghe, Trezește Ioane, pentru că dacă continuăm în această manieră, copiii noștri ori vor duce și mai greu. Vreau în primul rând să avem o altă clasă politică. Practic, mesajul domnului Preotesei rezonează perfect cu titlul emisiunii mele, Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, dar și cu deviza emisiunii. Ca să fii român, trebuie să poți. Iar acum trebuie să facem, să încheiem prima parte, pentru că urmează o scurtă pauză. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Grigore Vieru. O să vorbim acum despre o altă față a patriotismului. Părintele Teoctist Moldovanu este starețul mănăstirii Plăviceni din județul Telorman. În 2010, în curtea mănăstirii, într-un mormânt zidit, au fost descoperite osemintele lui Mihai Viteazu. Acum știm că sunt osemintele lui Mihai Viteazu. Ce s-a întâmplat? Hai să spun, fac un scurt istoric al mănăstirii Plăviceni. Mănăstirea Plăviceni a fost construită inițial ca o biserică numită Biserica Aluniș, ridicată pe la sfârșitul secolului al XVI-lea de doamna Stanca, soția voievodului Mihai Viteazu.
I s-a spus aluniști pentru că în copilărie doamna Stanca s-a ascuns într-un alun când au trecut turcii și astfel a scăpat, nu a fost răpită. Iar la maturitate, ca soția voievodului Mihai Viteazu, a ridicat aici acea bisericuță, iar alunul în care s-a ascuns a fost incorporat în biserică, a devenit altarul mănăstirii. Pe la 1637, biserica și hramul bisericii a fost Sfântul Arhanghel Mihail. Este probabil singura biserică ortodoxă din România care are hramul Arhanghelului Mihail fără Gavril. Are legătură evident cu soțul doamnei Stanca, voievodul Mihai Viteazu. În 1637 bisericuța a fost incorporată într-o mănăstire care și-a păstrat hramul, mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail. Biserica a trecut prin multe vicisitudini, iar la sfârșitul secolului, sau încă de la începutul secolului 20, a început să se degradeze. Iar la sfârșitul secolului 20 era deja o ruină, aproape în totalitate o ruină. Iar în 2002, părintele stareț Teoctist a primit ascultare de la Patriarhul Teoctist să ridice din țărână, din ruine, această mănăstire. Trebuia să plece prin Olanda, umblase cam prin toată Europa, a acceptat ascultarea și a devenit stareț al unor ruine. Erau acolo burienile mai mari decât floarea soarelui. În 2010, niște lucrători la refacerea bisericii au făcut foc lângă biserică. A venit fratele starețului și le-a spus, stingeți focul pentru că nu e voie, pentru că aici e monument, nu e voie, și vine părintele stareț și vă ceartă. Ei știau ce înseamnă să-i certe părintele stareț, așa că s-au pus cu lopețile pe foc. Pământul s-a surpat și acolo ei au crezut că găsesc o comoară. Au găsit într-adevăr o comoară. Într-o groapă zidită au găsit osemintele frumos mirositoare ale unui bărbat înalt. Scheletul nu avea cap, nu avea membrele superioare, nu avea coaste. O să vedem că felul în care arătau aceste oseminte coincide cu felul în care a fost maltratat trupul voievodului Mihai Viteazu pe câmpia Turzii pe 8 noiembrie 1601. Și acum l-aș ruga pe părintele stare să spună câteva cuvinte despre, sau să completeze ceea ce am spus eu până acum. Da, văd că sunteți informat despre problema de la Plăveceni. Ați studiat lucrurile și, într-adevăr, coincid cu cele ce sunt în realitate. Ați omis să spuneți că scrierile istoricilor dinainte. Nu, revenim la ele. N-am uitat, sunt foarte importante scrierile istoricilor. Atunci, pe acel loc, biserica făcută de Stanca a fost încastrat în biserica care este actuală la Plăviceni și e cu zid de apărare făcută de către Vornicul Dragomir. Da, Vornicul Dragomir. Doamna care este frate cu doamna Stanca. Da, și era o biserică, era o mănăstire fortificată. Ei erau din Basarab după tată și după din Cresurești după mamă, sunt ca viță de proveniență. Dragomir Vornicu și Stanca, soția lui Mihai Viteazu, se trăgeau din neamul lui Crețulescu, care are multe avești la București și prin toată țara, avea mare dregătură, a fost mare boier. Și din partea de pe tată se trăgea din Matei Basarab, la aceeași viță, erau viță nobilă. Da. Domnule preote, știați de existența, știați de acest Nu, într-adevăr nu știam, chiar de multe ori mi-am pus întrebarea ce s-o fi întâmplat cu voievodul Mihai Viteazu. Acum eu mă gândesc că s-ar putea, poate mi-ar place să aud că se poate merge să vizităm acest... Da, se poate merge. Da? A devenit loc de pelerinaj, dar din... La Plăviceni se poate merge, nu vreau să sperii lumea. Numai unii ca domnul Gabriel poate să meargă acolo sau ca domnul Manica. Este o mănăstire ciudată, este ascunsă în mijlocul câmpiei și nu ajunge acolo decât cei care vor să
Cei care nu trebuie să ajungă, n-ajung. Nu găsesc. Dovezi de abia în ultima clipă, când ești la câteva sute de, de metri. Trebuie ca în viață să te lupți, să ajungi, să te zbați, să ajungi, să vrei. Eu, părinte, spun că noi putem face totul, noi oameni. Dacă vrem. Dacă vrem. Dumnezeu, siguranță, ne plac puturoși. Dacă am uitat cumva ceva, oricum vom mai vorbi despre asta, pentru că sunt multe de spus și de pus la punct, dar aș vrea să dăm un fragment dintr-un reportaj care s-a făcut la Plăviceni în 2013, parcă, atunci când s-a ridicat monumentul acela. Dacă se poate, vă rog frumos, din regie, filmulețul, și să-l vedem și noi. Există fără îndoială o memorie a locurilor, o memorie ancestrală, anonimă, unde evenimentele istorice devin legende. O astfel de legendă ne vorbește nouă astăzi despre un loc numit Mănăstirea Plăviceni. Mănăstirea Arhanghelului Mihail stă astăzi la răscruce de vremi și vremuri, încununată tot de o legendă, care spune că aici, pe acest loc, doamna Stanca, soția marelui voievod Mihai Viteazul, s-a adăpostit de năvala turcilor într-un alun, iar alunul a devenit mai târziu masă de altar pentru o mănăstire. Zidurile mănăstirii Plăviceni se află încă în picioare, roase de vânt și ploi, de ierni reci, dar și de răceala sufletelor de peste vreme. Numită și Mănăstirea Aluniș din cauza alunului, Mănăstirea Plăviceni este situată în lunca inundabilă a Oltului, pe raza satului Dudu, aparținând administrativ de comuna Plopii Slăvitești, din județul Teleorman. Situată la 33 de kilometri nord-vest de turnul Măgurele și la 30 de kilometri de localitatea Drăgănești-Olt. Cândva, la început, această biserică era din lemn, ca după ceva vreme, pe la 1632, boierul Dragomir s-o reconstruiască din cărămidă. Pisania, păstrată intactă, arată că lucrările de construcție au fost terminate la data de 4 mai 1648, cu cheltuiala marelui vornic Dragomir Dobromirescul, fiul vestitului Dobromir, mare ban al Craiovei, împreună cu soția sa Elina, fica lui Radu Cluceru, din Brâncoveni, rudă cu voievodul Matei Basarab. Peste aceste ziduri de cărămidă au trecut apele Oltului, vânturile și cutremure multe, însă ele străjuiesc încă aceste pământuri. Când au venit călugării de astăzi, 3 la număr, s-au bucurat că mai există chiar și zidurile. Au acoperit astfel biserica, încercând să o restaureze. Dar cum vremurile sunt și ele supuse schimbărilor, Biserica Arhanghelului Mihail a rămas tot în picioare, nu cumul schimbată fiind monument istoric, dar ocrotită de un acoperiș și de multe, multe icoane. Aici s-au săvârșit slujbe de peste 12 ani, la lumina candelelor și alumânărilor, dar mai ales la lumina Duhului Sfânt, care își face simțită și aici prezența. Locul sfințit de Dumnezeu nu rămâne neștiut, căci lumina luminează întunericul. Și cum întunericul n-a putut cuprinde lumina, astăzi, aici, la Plăviceni, se pomenește cel care a fost unificator de țară și neam, Mihai Voievod Viteazul. Osemintele sale au fost descoperite din întâmplare, făcându-se curățenie în curtea mănăstirii, în preajma hramului, pe 8 noiembrie. Întâmplare numim noi, însă cum totul se întâmplă in templore și cum la Dumnezeu nu există întâmplare,
ci rânduială în templul său, fie că e trup sau biserică, aceste oseminte albe și frumoase cu miros de mir nu au fost date uitării țarinei. Și astfel țarina le-a descoperit la lumină. La acest moment de sărbătoare locală, am putea spune, dar și națională, la Mănăstirea Plăviceni, sărbătorim pe Mihai Viteazul, ale cărui moarte sau oseminte s-au descoperit la Plăviceni. Vom lua noi preoții racla cu sfintele oseminte al voievodului și le vom duce lângă mormântul unde au fost găsite, unde vom avea și o statuie ca să dezvelește și acolo vom face acatistul și pomenirea sfântului, după care vom avea o lansare de carte și vom face agrapa cea frățească în cinstea voievodului și în cinstea slujbei de astăzi și în cinstea sau de dragul tuturor celor care au fost lângă noi astăzi, adică a celor care iubesc pe Mihai Viteazu și a celor care s-au deplasat de la mari distanțe pentru a lua binecuvântare la Plăviceni și prima binecuvântare de la Mihai Viteazu, probabil. Așa că Mihai Viteazu, care este în mijlocul nostru și pe care astăzi îl cinstim pe lângă cei pe care i-ați auzit că i-am pomenit la Sfânta Liturghie, să ne rugăm pentru el și să continuăm această ceremonie. Tabu. A fost îndemnat de o râvnă lăuntrică să fac fapte care să se înalțe într-o lauda lui Dumnezeu, în slujba creștinătății, iar la urmă să pună capăt cu cinste ostenerilor mele și să ne aducă un nume veșnic după moarte. Am ajuns la acest sfârșit, pierzând toate lucrurile ce le câștigasem din zilele tinereții până la bătrânețe și țări și averi și soție și copii. Și dacă le-aș fi pierdut din cauza vrăjmașilor, sau dacă mi-ar fi fost luate de vrăjmași, nu m-ar dorea atât cât mă doare, fiindcă au fost făptuite de aceia de la care așteptam ajutor și razim, dar Dumnezeu le vede. În vremea aceasta, oricine poate vedea că n-am cruțat nici cheltuieli, nici osteneri, nici sânge, nici propria viață, ci am purtat războiul așa de multă vreme singur, cu sabia în mână, însum, fără să am nici fortărețe, nici castele, nici orașe, nici cel puțin o casă de piatră unde să mă retrag, ci abia una singură pentru locuință. Și fiind din țări așa de îndepărtate și necunoscute, nu am pregetat să mă alătur cu puterile mele și cu cheltuieli uriașe de creștinătate, nefiind cunoscut de nimeni și nici le-am făcut silit de cineva, ci ca să am și eu un loc și un nume în creștinătate, am părăsit toate celelalte prietenii ce le aveam. Astfel, rog toată creștinătatea să-mi stea într ajutor, căci am pierdut tot și țări și bogății și soție și copilași și, în sfârșit, tot ce am avut pe lume. Scrisoarea aceasta a rămas fără răspuns sau răspunsul nu face cinste creștinătății. Vreau să mai reamintesc că înainte de bătălia de la Schellenberg în 1599, un cardinal trimis de papă, care avea cunoștință de proiectul lui de țară, de a uni cele trei provincii, i-a spus așa: Excelență, ce vreți să faceți? Veți avea toată creștinătatea împotrivă. Cum credeți că veți reuși să faceți aceasta? Și el a răspuns așa: cu noi e dreptul și dreptatea, cu noi e cauza cea bună, cu noi e Dumnezeu. Atât am avut de spus. Mihai Vodă Viteazu este aici la Plăviceni. Se spune că undeva este capul lui la dealul, dus de Marele Iorga. Noi nu facem decât să împlinim datina străbună de a aduce lângă trupul ciopărțit simbolul capului său și așa cum spuneam și o repet, Sfinților Părinți, când trupul cu capul Vodă, lui Vodă Mihai Viteazu se unesc, este vremea și unirii noastre. Întâiul făcător de neam, Malus Dacus, cum îi spunea Europa, Dacul cel rău, care a făcut Dacia, ne-a spus de atunci din vreme: asta e pohta ce am pohtit. A venit vremea să începem și noi a pohti
după vrerea noastră. De un an, călugării și-au ridicat și o altă biserică ca să le țină de cald sufletelor ce vor veni aici la liturghie. Însă mai e câte ceva de făcut la ea și apoi să fie sfințită. Însă marea bucurie se află în sufletele celor ce vin la sfintele oseminte ale voievodului martir și făuritor de țară Mihai Viteazul. Ele aduc lumină locului și chemare oamenilor și de ce nu și tuturor sufletelor ce au slujit aici cândva. Jertfa voievodului aduce spre noi astăzi modelul jertfirii de sine și al credinței nestrămutate în Dumnezeu. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Ați văzut reportajul. Aș vrea să fac câteva precizări. Monumentul acela sau lucrarea aceea sculpturală este pornită la inițiativa subsemnatului, iar autorul lucrării este Aurelian Bădulescu, un artist excepțional, după părerea mea. El este ofițer de interne la Laboratorul de Reconstrucție Facială al Institutului Național de Criminalistică. Face niște portrete nemaipomenite, face, de exemplu, portrete robot după descrieri. A fost supus unor teste pe calculator și nu numai care este, dar chiar face asta în continuare, reproduce în 3D portretele dispăruților, știu, după descrieri, în orice caz. E adevărat, nu lucrează decât în lut și numai portrete, dar este un artist extraordinar, după părerea mea. Cred că o să-l chem la un moment dat în emisiune, poate o să-l pun să facă portretele celorlalți invitați, poate organizăm și o expoziție, pentru că merită, dar este deja un alt subiect. Ce lipsește reportajului, părinte? Ce nu s-a spus acolo? Ah, da, cred că a rămas asta cu istoria osemintelor, odiseea osemintelor. Da, noi știm că Mihai Viteazul a avut limbă de moarte lăsată cu apropiații lui, că dacă unul dintre ei va muri în afara granițelor țării, cu paharnicul Tura la vremea aceea, care, după o notă biografică a lui, asta e puțin, a lui Radu Mihnea, conform unei însemnări a lui Radu Mihnea pe la 7 decembrie 1612, Radu Mihnea era un domn al țării românești, acolo spune că trupul a rămas 3 zile și postelnicul Turturea i-a luat capul și l-a dus la dealul. Iar oamenii lui Basta, în perioada asta de 3 zile cât a stat trupul acolo, a fost ciopărțit de către oamenii lui Profil. Da, o să citesc descrierea lui Vorban de Betlen despre cum a fost ciopărțit, ca să se vadă asemănarea cu felul total, în care arată osemintele. Deci trupul, scheletul acela fără cap, se vede acolo la una dintre vertebre, urma unui fier. Vede clar că capul a fost tăiat de un obiect metalic. Nu este aproape nicio îndoială. Din câte să văd din toate scrierile, din toate lucrurile existente, putem să devenim niște patrioți, să-l primim și pe Mihai Viteazul în mijlocul nostru ca un patriot. Ce a fost? Lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Eu am greșit în prima parte a emisiunii, am spus că la 8 noiembrie, am greșit, 8 august. 8 august 1601 a fost... M-am gândit la Sfântul Arhanghel Mihail, da. Mihail, care va fi când 8 noiembrie. 8 noiembrie, așa. Ce s-a întâmplat? 8 august 1601 a avut loc asasinarea lui Mihai Viteazul. Valonii trimiși de Basta la ordinul, de fapt, al împăratului Rudolf al II-lea. Trupul, capul, mă rog, a fost decapitat, capul a stat 3 zile pe trupul, chiar pe propriul lui cal, care fusese și el omorât. Trupul a rămas acolo și timp de 3 zile au smuls din el nemții, se zice în cronici. Au rupt bucăți mari de pe umeri, de pe piept, de pe spate.
După care a fost îngropat la Câmpia Turzii. N-a stat mult acolo pentru că trupul a fost luat apoi, osemintele au fost duse la catedrala sau biserica metropolitană de la Alba Iulia, condusă de Sfântul Ioan de la Prislop, biserica ridicată pe banii voievodului. Nu mai știm nimic ce s-a întâmplat după aceea. Avem o știre pe care o să o citesc în... o citesc acum până să se încheie. Cronica care n-a fost contemporană cu Mihai Viteazu, dar autorul ne dă sursa. Mai aproape. E vorba de cronica lui Wolfgang de Bethlen de la 1650. Deci la 1650 osemintele nu mai erau. Iată ce scrie Wolfgang de Bethlen în cronica Transilvaniei. Iacobus Borius și alți câțiva subalterni de-ai săi au intrat în cortul lui Mihai, pe care l-au găsit liniștit și stând întins. Borius, adresându-i se acestuia, spune: ești prizonier? La care acesta răspunde: nici de cum. În cronica lui Samoscozi zice: ba. Așa. Și spunând acestuia aceasta, Mihai a încercat să scoată sabia care era atârnată de propteaua cortului în care era lovit de Borius cu halebarda și capul este tăiat cu sabia propria lui Mihai, iar unul dintre valoni l-a împușcat la încheietura de la mâna stângă, despre care se știa că obișnuia să o folosească și cu care încerca chiar atunci să scoată sabia. Capul acestuia l-au pus pe coapsa propriului cal alb mort. Corpul lui Mihai a fost scos din cort, despuiat de haine și a zăcut timp de 3 zile în apropierea drumului, iar soldații i-au tăiat pielea de pe spate, coaste și umeri, i-au tăiat-o ca să o păstreze ca amintire pentru faptele sale nemaipomenite. După aceea, totuși, corpul acestuia, ca să nu fie sfâșiat de câini, câțiva traci, nu-mi dau seama la cine se referea, pentru că în o altă cronică aflăm că au fost câțiva sârbi, l-au înmormântat din ordinul lui Basta într-o groapă, pentru ca în cele din urmă, cu trecerea timpului, să fie dus la Alba Iulia, unde a fost înmormântat în Biserica Sfântă și apoi, după o vreme, a fost dus în Valahia Transalpină. Valahia Transalpină este țara românească. Și după cum s-a spus, când Borius a intrat în cort, Mihai discuta cu Ludovic Racoții și Mateas Peresitius, în timp ce Borius l-a străpuns în învălmășală. Însuși Ludovic Racoții a fost rănit la gât. Vreau să spun că Ludovic Racoții era bunicul viitorului voievod al Transilvaniei, Ștefan Racoții. Ludovic Racoții l-a apărat atunci pe Mihai. S-a pus în fața ca să-i dea prilejul să pună mâna pe sabie, pentru că era foarte important atunci să mori cu sabia în mână, să mori în luptă. Așa, revin. Însuși Ludovic Racoții a fost rănit la gât. A fost tăiat capul lui Johannes Becheni, celebrul soldat ungur, și chiar alții dintre slujitorii voievodului au fost răniți. Mateus Peresitius a desprins agrafa din căciula lui Mihai, agrafa care era ornată cu safire albastre, și și-a pus o sieș spre amintire veșnică. Aceasta este sursa istorică pe care nu știu de ce istoricii o ignoră, pentru că detaliile legate de cei care erau în cort, aflate în aceeași, aceste detalii aflate în aceeași cronică a lui Iacob, a lui Wolfgang de Bethlen, sunt acceptate de istorici. Ori faptul că trupul a fost dus la Alba Iulia și după aceea, după un timp, deci până la 1650, când e scrisă cronica, a fost dus în Valahia Transalpină, nu este acceptat. În orice caz, noi nu mai știm nimic de... Nu mai știam nimic de osemintele lui Mihai Viteazu de la 1650, când a fost scrisă această cronică, până în 2010, când au fost descoperite osemintele Descoperirea lui Mihai Viteazu în curtea mănăstirii Plăviceni. Și cu asta va trebui să luăm o scurtă pauză. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de Am revenit în studio la Trezește-te George, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Am vorbit despre Mihai Viteazu. De fapt, este reperul, nu absolut, dar Mihai Viteazu este cel care ne-a pus pe masă un proiect. Proiectul României reîntregite. A fost un demo, e adevărat, pentru că n-a durat decât câteva luni,
dar suficient ca să putem realiza în baza lui unirea, Marea Unire din 1918. Domnilor invitați, mai este la modă patriotismul? Mai este nevoie de patrioți? Mai are vreo valoare? Nu este anacronic, învechit? Patriotismul, în primul rând, nu trebuie să fie sau nu fie la modă, este o necesitate. Patriotismul, de exemplu, pentru mine, sunt foarte mari exemple. Mihai Viteazu reprezintă unificatorul românilor. Ștefan cel Mare reprezintă războinicul. Vlad Țepeș reprezintă justițiarul. Și eu vreau să spun românului că cel mai mare dușman al poporului român suntem noi, prin ura și prin egoismul nejustificat. Niciodată nu ne-a ocupat nimeni și niciodată nu ne vor ocupa nimeni. Dacă noi vom dispărea de pe acest pământ, este doar vina unora dintre voi. Pentru că patriotism poți fi doar atunci când îți iubești țara și în momentul când ești dispus să te sacrifici pe tine și familiarii tăi, așa cum au făcut Sfinții Brâncovineni. Este inutil să ne batem cu pumnii în piept din fotolii casei, să mâncăm semințe sau să stăm la o bere și să spunem că noi suntem patrioți. Patrioți trebuie să facem ceva și trebuie să ajutăm pe cel de lângă noi. Eu am mai spus odată într-un filmuleț de-a meu să facem un provoc la o discuție. Dezbatere, ceva? La o dezbatere. Provoc să facem ca o competiție între noi, să vedem cine dintre noi face mai mult bine semenului său, românului său. Pentru că a fi român înainte de toate este a fi creștin și a-ți iubi țara. Deci vreau să le intre bine în cap conaționalilor mei. Vina noastră că suntem așa cum suntem la coada Europei este doar vina numai a noastră. Nu putem acuza politicienii. Dacă noi avem niște politicieni în fruntea țării care sunt nedemni de a ne conduce, ce ne ține frate acolo? Noi îi ținem acolo, prin voturile noastre. Și dacă noi ne vindem sufletele și libertatea copiilor noștri pe un mic, pe o bere, pe diferite obiecte, n-am făcut nimic. Înseamnă că dacă suntem capabili, unii dintre voi, dacă sunteți capabili să faceți așa ceva, înseamnă că sunteți capabili să vă vindeți propria mamă. Și atunci nu sunteți români. Aș acorda cetățenia română fiecăruia și iubește această țară și cine este fidel țării, poporului, indiferent că este chinez sau că este altceva. Asta înseamnă a fi patriot, a-ți iubi țara. Să nu fie niciodată rușine. Mie nu mi-a fost niciodată rușine în străinătate, am stat ani de zile și nu mi-a fost niciodată rușine să spun că sunt român. Am scris înaintea scrierilor de la Tărtăria cu aproximativ 2000 de ani. Când noi aici știam să scriem, restul lumii nici măcar nu știu să lege două cuvinte. Și tu spui că ești prost, am ținut trei imperii aici la marginea Europei și nu ne-am cotropit, tu te crezi fricos. Am ținut Imperiul Otoman aici, nu ne-a putut să ne îngenuncheze, că dacă nu astăzi Europa citea Coranul și în primul rând Roma și tu te consideri fricos, dă-ți seama că ai fost învățat de cineva care ți-a impus o istorie falsă. Te rog frumos, chiar mă rog pentru viitorii urmașilor noștri, pentru că țara nu este la noastră. Și decât să trăiesc o țară, să trăiesc o viață îngenuncheat, dacă este nevoie pentru țara mea, voi muri cu mândrie. Avem foarte multe exemple. Sfinții Brâncovineni, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Vlad Țepeș. Și aș putea să enumer până vă plictisesc în cazul ăsta. Asta este părerea mea. Deci țara și religia în care m-am născut înainte de toate. Înaintea familiarilor mei, înaintea mea, a mamei, a tatei, a tot ceea ce am mai drag pe lume. Și asta nu înseamnă că este o greșeală. Nu, asta este... Sunt lăsat de la Dumnezeu, este misiunea mea pe pământ. Decât să trăiesc o viață, să fac umbră pământului, să mă bucur de bunuri trecătoare, că am băut o biere și mi-am băut mințile, asta nu înseamnă nimic. Asta este diferența între noi, asta este diferența între tine. Gândește-te bine, ține minte, tu nu votezi pentru mine. Tu lupți pentru copiii tăi, eu pentru a mei, colegii mei pentru ei și împreună luptăm pentru țară. Dacă vom pierde și vom deveni sclavi, vom deveni datorită ignoranței și prostiei noastre. Ține minte că nu ne va ocupa nimeni niciodată din alte popoare. Mulțumesc, Gabriela Preotesei. Părinte, apropo, dacă puteți ține o predică pe măsură,
nu știu dacă e pe măsură, dar îi spun ceea ce simt. Bine spus că dacă s-a demodat patriotismul, sau mai există sau nu mai există astăzi la noi, la români, parcă n-ar mai exista. Chiar că e bună întrebarea care mi-a spus-o, pentru că mă uit în jur și parcă nu mai sunt patrioți. Mi-aduc aminte când am făcut stagiu militar că am jurat că murim pentru țară, că ne vărsăm sângele pentru țară, pentru fiecare părnicică de pământ, așa cum a făcut-o înaintașii noștri. Și mai știu că atunci când am trebuit să plec din țară, când fiecare zi mi-era dor de țară. Și timp de câțiva ani nu am fost, n-am dat telefon, n-am văzut țara, tot datorită patrioților din România. N-aș putea să spun la altcuiva. Și m-am întors în țară pentru a-mi găsi locul în țară și nu prea mi l-am găsit, decât într-o pădure rătăcită, uitată de timp, unde nu se poate ajunge cu multă ușurință. Părinte, nu era mai bine în Olanda? Nu, pentru român nu e bine nicăieri decât în pământul ăsta care te-a făcut. Și unii strămoșii noștri s-au transformat din pământ, nu suntem făcuți din pământ. De-aia pământul nostru este aici, strămoșii noștri sunt tot aici, pământ sunt și ei. De aceea pământul ne trage, pentru că sângele nostru este în pământul ăsta. Și apropo de patriotismul care la ora actuală nu mai există, pur și simplu, pentru că așa cum spunea și colegul nostru și cum spunea și moderatorul, patriot este acela care se jertfește pentru țară. Hristos a spus, cine vrea să fie mai mare între voi, să fie slugă la toți. Dar guvernanții noștri, Dumnezeu să mă ierte că nu vreau să am ceva cu ei, fiecare are grijă de ei și de neamul lui. Fără să țină cont că toți suntem frați de la Adam și Eva și toți trebuie să ne iubim, să fim egali. Comunismul era să nu te îmbogățești, dar să aibă fiecare ce mânca și unde dormi. Acum, democrația asta, parcă, probabil că democrația nu ne-a mai lăsat să mai fim patrioți. Ne-a spus că fiecare să avem grijă de noi, fiecare de el. Așa că nu știu ce să alegem, cum să facem, pentru că calea pe care suntem noi acum nu e bună. Părinte, când prefericitul teoctist v-a dat ascultare, așa se numește. Da, da, ascultare. Ascultare. Să preluați ruinele acelea și să le retransformați în mănăstire, nu v-ați simțit frustrat? N-ați simțit că e o corvoadă? Sau ce ați simțit atunci când v-ați dus și ați văzut burierile mai mari decât floarea soarelui și nu era nimic acolo decât niște ziduri pângărite, niște icoane pângărite, nu, pardon, picturi murale pângărite acolo, scrijelite în tot felul de astea și vacile păscând? Cum spunea și domnul Gabriel, ca să fii patriot trebuie să fii un bun creștin. Să leagă una cu alta. Deci nu poți să fii al dracului și să fii că patriot. Nu. Dacă îmi permiteți, mă iertați că intervin. Toți marii noștri voivozi, Ștefan, Mihai Viteazu, au mers mână-mână cu Dumnezeu. Pentru că eu cred exact. Tot timpul, atât timp cât tatăl meu, Dumnezeu, și nu vreau să mă dau ca exemplu. Așa sunt eu, bun sau rău, așa sunt eu și să trăiesc în păcat cu mine. Atât timp cât Dumnezeu este cu mine, nu mi-este frică de nimic, chiar dacă voi lupta singur. Dacă voi trebuie să lupt singur, voi lupta singur. Și un război este pierdut atunci, în momentul, între ghilimele, un război, indiferent ce război este, când nu lupți. Atât timp cât lupți, nu mai are nicio importanță. Nu are cum să câștigi. Ne întoarcem, când m-a trimis, când am ajuns la ruina de acolo, de la Plăviceni, eu am știut, m-am cutremurat în prima fază, dar am știut că aceasta este istorie. N-am știut că e Mihai Viteazul la Plăviceni, că dacă aș fi știut, poate vedea mai de mult. Dar m-am apucat de luptă silnică, crezând că lângă, în jurul meu sunt patrioți, dar nu erau. Niciunul chiar. Și am mers înainte știind că orice drum cât de lung începe cu primul pas. Și dacă dai înapoi, cum spunea și colegul, nu poți să biruiești niciodată. Pânda este numai prin luptă și luptă continuă și acerbă. Iată că eu la Plăviceni acolo întotdeauna mă mângâi cu faptul că mâine este mai bine decât astăzi și pentru că în fiecare zi faci câte un pas înainte, deși au venit oameni care m-au ispitit, așa cum, nu ca pe Hristos, Satana, dar în alt fel, în alt mod, spunându-mi că, părinte, dacă știai ce te așteaptă la Plăviceni, nu mai vine aici. Și eu am spus, da, e adevărat, dar niciodată nu m-aș mai fi considerat că sunt om vrednic.
Dacă nu veneam să fac ceva, să fac voia lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă la o misiune, trebuie să răspunzi și să o înfăptuiești, ca să poți să stai cu fruntea sus și ca să poți să, să te consideri creștin și patriot, pentru că cine face pentru țară, face pentru Dumnezeu. Cine face pentru aproapele, face și pentru țară, și pentru Dumnezeu, și pentru sufletul lui, și pentru neamul lui. Patriotismul este un cuvânt mare, mare de tot. De aceea, cei care au murit eroi și patrioți au fost puși în locuri de cinste la mausolei și s-au făcut monumente și i-au pus în cărțile de istorie pe care noi îi venerăm de-a pururi. Deci și ce v-ați făcut și mormântul acolo, ca să nu mai puteți să plecați. Mi-am făcut mormântul că am zis că vine vremea, sunt conștient că toată lumea trebuie să plece într-o zi și am vrut să nu fiu o povară celor de pe urmă, ci numai să-mi dea un picior și să mă depămar și să mă răstoarne, că e simplu, să nu mai pun în carul cu boi, cum mi-ar fi plăcut să mă plimb cu căruța cu boi. Așa era pe vremea mea. Cei răbusați mergeau cu carul cu boi. Ce a făcut Spartacus, că Spartacus, ca să nu mai poată fugi, și-a omorât calul în ultima bătălie cu romanii. Și asta e. V-ați făcut mormântul ca să nu mai puteți pleca. Să fiu legat din acolo, îmi bați sărușul unii, faci ceva cu lui sufletul tău. De aceea, patriotul, dacă faci ceva bun în țara asta, nu va fugi niciodată. Am auzit pe mulți dintre patrioții noștri, în ghilimele, că și-au pus conturi în străinătate. Și, vor, să, și vor, să, vor să-l plece dincolo. Dumnezeu să-i înțeleagă și să-i ierte. Pentru că iertare este... Dar să gândească ce fac cei care nu au. Să gândească la cei care nu au întotdeauna. Și să gândească pe acolo, pe unde ieță cuvântul, ieță și sufletul. Iar dacă sufletul nu are pe unde ieși, nu știu cum va fi ieșirea lor din lumea aceasta. Toți vom pleca odată. Da, nimeni n-a ieșit viu din această viață. Nu se cunoaște cazul. Se cunoaște un singur caz. Dar să știi că unii mor într-un fel și alții într-un alt fel, și că murim după cum trăim. Eu am văzut atei, probabil ați văzut dumneavoastră, care se cred Dumnezeu, da, atot stăpânitori, atot puternici pe pământ, prin Parlamentul României, care în momentele de ateism, când au văzut că sunt niște probleme la spatele lor, se miroiau pe acolo. Și, deci mai devreme sau mai târziu, până la urmă, fiecare se întoarce. Și hoțul spune, Doamne, așa când mergi la furat. Da. 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 De-aia, probabil că și se dau cu mir ca să miroasă mai bine. Cine știe ce? Mirul poate fi folosit și pentru miros, care un miros plăcut. Deci avea dreptate Grigore Vieru. Ca să fii român, trebuie să poți. Nu poți. Nu poate fi oricine până la urmă. Deci să nu ne mirăm că sunt atât de puțini patrioți în jurul nostru. Viața că niciodată nu au fost mulți. Dar au constituit nucleul. Viața sau bulgărele. E lucru, trebuie să luptăm și trebuie să ne unim forțele. De aia spuneam la începutul emisiunii că trebuie să fim uniți așa cum am văzut la țigani, cum am văzut la unguri, cum am văzut la alte popoare. Sunt uniți. Noi nu suntem de dezbinați. Da, noi spune, nu te băgați că nu știi cum iese. Mă, bagă-te de acolo și cu fratele, școala și ieșiți cu toți, pentru că nu se poate. Știți mulțimea că au fost putere. Câteva gesturi patriotice pe care la Orian Stănescu, marșul lui Avramiancu, sau da, la care am participat, vreau să spun. Deci Avramiancu, nu vorbesc doar ca moderator, sunt, sunt insider, tot 100 de kilometri. Eu n-am făcut chiar 100 de kilometri, că știți problema... Am avut o grea problemă de sănătate anul trecut, dar o 30-40, așa tot i-am făcut. Sunt oameni care n-au putut de binecuvântare de pricin să meargă, dar mintea lor și sufletul lor este acolo. Mulți au fost 5, după care ne-am făcut mulți. În fiecare sat ne făceam tot mai mulți. Dar apropo de implicarea dumneavoastră, părinte, și a dumneavoastră, Gabriel, preotesei, în lucruri care țin de aceeași dimensiune patriotică. Constituția cetățenilor, făcută de... Da, da, da. Pornită la inițiativa unui grup de cetățeni, printre care m-am numărat, dar finalizată și redactată de personalități de talie națională și internațională. Îi pomenesc încă o dată. Toate trebuie să revizuite, trebuie să... Constantin Cojocaru, Ioan Roșca, Florian Colceag și cel mai mare sociolog al nostru în viață, Ilie Bădescu. Și da, chiar așa, de ce ați semnat ce v-a venit? Că mai e o Constituție care se pregătește prin Parlament. De ce tocmai asta? Pentru ca să ne trezim, cum spune emisiunea. Eu am semnat Constituția cetățenilor și n-am semnat Constituția guvernanților.
Deci eu, în primul rând, m-au determinat ca să, dacă pot să fac, să amintesc două subiecte între ghilimele. Deci chestiuni gen gazele de șist, Roșia Montană, supuse la referendum național. Este dreptul poporului român și nu a celor 600 sau poate să fie ei și 3000. Deci este rostul majorității, a norodului, zic eu, așa zic eu. Deci chestiuni strategice trebuie să le decidem noi toți. Adică se potrivește definiția lui Tudor Vladimirescu. Patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor. Absolut, absolut. Cum spunea Coșbuc, să dea Dumnezeu sfânt, să avem noi sânge, nu pământ, sau cum zicea. Chiar așa, dar domnul Apreutesei, v-ați gândit să candidați, că vin alegerile. Să candidez? Nu, eu îmi fac treaba așa, nu pot să candidez. Eu... Fără unire nu există putere. Fără unire nu se poate. Deci eu le-am mai spus oamenilor cu care, prin intermediul, între ghilimele, prin intermediul filmulețului am vorbit. Unii se întreabă, dar ce putem să facem? Noi suntem mici. Putem. Noi suntem mici. Trebuie doar să vrem. Nu avem bani, nu avem milioane în conturi străine, nu e nicio problemă. Dar nu uitați că voturile le deținem noi. Și tu dacă dai votul unuia dintre noi, poate chiar ție, eu ți-l dau ție și ceilalți ți-l dau ție, noi facem legea în țară, noi, cei mulți între ghilimele, cei proști, da? Deci putem face mult, pentru că poate mai sunt un milion ca tine care spun, eu ce pot face, da, eu ce pot face, e total greșit. Ia-ți exemplu, furnicile cât sunt de minuscule, fac mușuroaie enorme, gigantice, dar sunt împreună. Dacă ar fi una singură, n-ar reuși. Eu nu pot face prea multe, tu nu, dar împreună putem face absolut orice. E păcat că nu vrei puțin să gândești. Am să vă dau acum sau o să fac referire în continuare la o lecție de patriotism pe care ne-a dat o venetică, să-i zicem așa. E vorba de Regina Maria. Englezoaică, cu sânge slav, făcea parte din familia Romanovilor. Este prima, ultima și singura regină a României reîntregite. Și cu ocazia asta dau și o informație, de fapt mai multe. Pe 29 octombrie se împlinesc 140 de ani de la nașterea reginei Maria. Pe 3 noiembrie, familia regală a decis ca inima reginei Maria, care a avut o odisee atât de tristă, să fie dusă și păstrată. Așez și păstrată în locul în care această inimă a bătut pentru ultima oară, la castelul Pelișor de la Sinaia. Va fi și o ceremonie, pentru că tot ce vă spun acum va fi în cadrul unei ceremonii religioase și militare. Iar al treilea eveniment, care este între ele, este revenirea pe scenă a spectacolului Sub Zodia Mariei, realizat de Maria Gheorghiu, Adriana Trandafir, Tomi Cristin, Radu Grațian la pian și, cu voia dumneavoastră, scenaristul acestui spectacol, Miron Manega, cel care vă vorbește. Despre ce este vorba în acest spectacol, care are, a cărui coloană vertebrală este chiar Regina Maria. E vorba de o, cum să zic, un periplu muzical și dramatic prin istoria noastră, în care care a fost marcată de existența patru Marii fundamentale. Sfânta Maria, Maria de Mangop, Regina Maria și Maria Tănase. Au fost emblematice pentru istoria și imaginea României în lume. Cea mai tulburătoare parte a acestui spectacol este cel referitor la Regina Maria, a cărei poveste, de fapt, Inima de la Balcic se numește piesa de teatru, și scurta poveste a Reginei Maria, care a fost adorată ca un simbol de armata română. De aceea, în 1938, când trupul ei se ducea la Curtea de Argeș, iar inima la Balcic, conform dorinței testamentare, armata română i-a dat pentru prima dată în istorie, fără urmări, adică nu s-a mai întâmplat niciodată asta, i-a dat onorul cu baionetele înfipte în pământ și cu patru arme în sus, mesajul fiind dramatic: ne îngropăm odată cu tine. Armata română rămăsese fără simbol.
Nu spun mai multe despre acest spectacol. Mergeți și-l urmăriți. Este pe 30 noiembrie, pe 30 octombrie la Teatrul de pe Lipscani. Dar aș vrea să dăm un fragment, sau nu, să dăm încă o dată o piesa Inima de la Balci, pe care am mai dat-o cu ocazia invitării în emisiunea Mariei Gheorghiu și cu care ar fi bine să încheiem această emisiune, pentru că această piesă este o temă de gândire pentru ceea ce am discutat în această emisiune. Mulțumesc invitațiilor noștri, invitațiilor mei și vă invit să fii mai pregătit altă dată. Cum? Să fii mai pregătit altă dată. Să fiu mai pregătit altă dată și să vedem piesa Inima de la Balcic, Maria Gheorghiu. La Balcic se gânguie marea, un munte-i răspunde la bran, de dorul Mariei cărarea se frânge sclipirii de mărgean. Se frânge cărarea poruncii, ca dorul și inima sa, alături de bunii și pruncii, la Balcic, la Balcic să sta. Stela mari, stela mari, spâlbuind în plăstinghe, ce mare greșeală, ce mare greșeală am făcut, când luatu-i am inima în țară, s-o ținem la bran sub un scut. Ce bine ar fi fost să rămână acolo la Balcic în cort, bătând pentru țara română, retrasă din hărți mai la nord. Stela mari, stela mari, spâlbâi prezența reginei aceste în spațiul pierdut prin dictat. Doar inima umbrei rămâne să ardă la Balcic frumos, fantoma armatei române salută cu puștile în jos. Stela mari, stela mari, spâlbuind în plăstinghe, ai murit ca milioane.
Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.